الحار ai văzut-o? Eu aud. Se apropie. Simt un miros. Avem indicii aventurilor cu întorsături. Misterios de misterios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Misterioasele pete roșii. Alfred? Ce s-a întâmplat? Bună dimineața! Alfred, ce ai pățit? Mami! Ați văzut o fantomă? Totul e în ordine. Poți să închizi gurița. Curios, nu aveți febră? Și eu mă simt bine, doar că mă mănâncă. Foarte ciudat. Trei cazuri într-o singură dimineață. Trei? Cine e al treilea? Camel. Am trecut pe la ea înainte de a veni aici. Cred că e un mister pe care nici tu nu-l poți desluși. V-a mai sunat cineva? Nu, numai că până nu aflu care e cauza, voi va trebui să stați acasă. Deci vom rata ieșirea de diseară cu cortul. Veți ieși cu altă ocazie. Cu bine, copii, să nu vă scărpinați. Mulțumim, doamnă doctor. Vă conduc la ușă, doamnă doctor. S-o sun pe Camil. Bună, Camil, eu sunt. Nu o să-ți vină să crezi, sunt plină de pete roșii care mă mănâncă tare. La fel și Lili și eu. Ciudat. Poți să vii la mine? O să o întreb pe mama, de ce? Pentru că eu cred că e serios de misterios. Cerule, numai uitându-mă la voi, mă apucă și pe mine mâncărimea. Doamna doctor a spus că e în ordine dacă veți rămâne la distanță și dacă o să mă spăl pe mâini la plecare. Milo, sunt sigur că eu, Lili și Camila am fost expuși la ceva, iar tu trebuie să afli la ce. Ha? Vrei să conduc eu această anchetă? Da, Milo, noi nu putem să ieșim. Wow, e grozav! Sunt detectiv șef, super! Nu vă voi dezamăgi, vă puteți baza pe mine. Nimic nu se compară cu o tumbă dimineața. Chiar vi se pare o idee bună? Cred că s-a întâmplat ceva când ne-am dus la cățărat ieri. Apucați bine frânghia. Apoi, luați-vă avânt cu piciorul stâng. Nu pot să mă uit. Nu-ți fă griji, Lili, am luat ore, e un sport sigur. Vedeți, frânghiile sunt legate de inele metalice care la rândul lor sunt țintuite de niște piroane metalice. Începem! Alfred, preia conducerea! Start! Ești sigur că nu vrei să vii, Milo? Mai avem un harnașament. Mersi, dar eu nu sunt un mare fan al înălțimilor sau al stâncilor, deci zâmbiți! Hei, o să vă fac o poză de pe stâncă! Ne vedem acolo! Așteaptă-mă! Ia-mi geanta, Lili! Așteaptă-mă! Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, Alfred! Este un șarpe imens pe buza stâncii. Nu mai glumi, Milo! Alfred, nu glumește! Și eu îl văd! N-am mai văzut așa ceva niciodată. Voi face o poză, să nu urcați. N-o să vă vină să credeți. Milo, ai aparatul foto la tine? Da, poftim. Să căutăm un indiciu. Uitați-l, Alfred, poți să focalizezi? Privește. Mie nu mi se pare a fi un șarpe, e prea slăbănog.
Cred că ai dreptate. Nu știu sigur ce e. E primul nostru indiciu. Priviți! Ce e aia? O pungă de plastic? Asta e important? Posibil, Milo, trebuie să arunci o privire mai îndeaproape. Ar putea fi al doilea indiciu. Dar prin preajmă este și chestia aia înfricoșătoare, lungă de un kilometru, care nu știm ce este, nu-i așa? Ne bazăm pe tine, Milo. Da, Milo, ne bazăm pe tine. Mi-a fost teamă că veți spune asta. O să-ți dau detectopodul. Așa mai vii de acasă? Oh, oh! Oh, da! Cazul lui Milo și al misterioaselor pete roșii. Nimic neobișnuit până acum. Nici urmă de șarpe. Totul în afară de Cynthia. Tu ce cauți aici? Vom pleca în drumeție peste câteva ore. Ei bine, nu pot să vin. Conduc o investigație acum. Singur? Fără Alfred și fără Camille? Cum de au încredere în tine e adevăratul mister? Și voi, ce căutați aici? Alegem locul perfect pentru cortul nostru, departe de niște mărunței ca voi. Să mergem, fetelor, să nu-l întrerupem pe detectivul Milo. Detectivul Milo, îi arăt eu ei. Oh, grozav. Cum să iau o mostră din chestia aceea? Știu! Sunteți siguri că nu vreți să vă cățărați? Sigur, Milo! Urcă! Te țin eu! Urcă! Nu pot să fac asta! O să cad! Ajutor! Milo! Mami! Milo, tot pe pământ ești! Oh, da. Mai bine uită-te pe unde mergi. Ține-te bine de crengi. Bine. Oh. Te-am prins. Parcă ar fi vată de zahăr. Seamănă cu un cocon. Sunt sigur că e al doilea indiciu. Ce-i acela un cocon? Coconul e un fel de casă pentru insecte. Dar ce legătură are cu petele roșii? Nu sunt sigur. Chiar dacă ar fi fost o insectă pe stâncă, asta n-ar explica de ce Lily are pete roșii. Da, a stat cu mine tot timpul. Lily, ai pus mâna pe ceva când ai urcat dealul cu Milo? Nu, ți-am cărat geanta doar. Geanta mea. Crezi că geanta ta ne umple pe toți de pete roșii? Nu, caut insecte. Ce-i asta? Hârtie specimen, dați-mi o bucată. Să analizăm. Un fir de păr. Al treilea indiciu. Așadar, avem un șarpe, un cocon și un fir de păr. Cum să dea astea mâncărim și pete roșii? Știm că în coconi cresc insecte. Dar șerpii nu. N-am spus că ăsta este șarpe. Dacă se mișcă și arată ca un șarpe, e un șarpe. Oare e rănit? Pare că și-a pierdut codița. Ai dreptate, Lily. Nu e un șarpe. Răspunsul a fost mereu în fața noastră. Omidă? S-o focalizăm. Se deplasează în linie dreaptă. Aici era. Trebuie să ne grăbim să-l avertizăm pe director. Să-l avertizăm? Cu privire la ce? La petele roșii. Mai întâi avem nevoie de o baie caldă. Și tu, Milo, în caz că ai fost expus. Expus? Nu-mi place cum sună. De ce baie? Apa caldă oprește mâncărimea, e foarte simplu. Domnule! Alfred, ce s-a întâmplat? Nu puteți campa în apropierea stâncilor. De ce nu?
din cauza omizilor procesionale. A? E primăvara, așa că au ieșit din cocon. Provoacă reacții foarte grave. Noi ne-au ieșit pete roșii și mâncărimi din cauza perilor lor subțiri care zboară în vânt. Zilele trecute când ne-am dus la cățărat am ajuns sus pe stâncă. Cred că le-am tulburat. O parte din perii lor au căzut pe mine și pe Cămil, care ne cățăram primii. Iar eu am avut mâncărimi pentru că am atins perii de pe rucsacul lui Alfred. Wow! Avem noroc că ai venit. Mulțumim, Alfred. Și fii sigur că la noapte n-o să campăm acolo. Știam de ce nu-mi place în natură. Știam. Cynthia, nu trebuie decât să faceți o baie. Serios? Chiar vrei să te și cred, Milo? Omida procesională și-a luat numele de la modul cum se deplasează cu nasul în coada suratelor sale. Iese mai ales seara. Dacă vezi omizi procesionale, nu le atinge. Dacă ai animal de companie, ține-l și pe el la distanță.